Bună seara, dragii mei, și bine ne-am regăsit la o altă emisiune, Sănătate Nouă. Numele meu este Mina Catrinoiu și cu aceeași deosebită plăcere, ca de fiecare dată, mă aflu în studioul FRP TV Londra, alături de voi și invitatul meu, Marian Schianu, profesor de dans latino-afro, care susține că lumea a început cu un bang, însă dansul a început cu o emoție. Una care nu putea fi rostită, compusă sau pictată, așa că oamenii au început să o simtă și să o transforme în pași de dans. Mult târziu după acest lucru, aceste emoții au ajuns să primească și nume, ca salsa, bachata, kizomba, cha-cha, merengue, rueda, etc. și să fie practicate de oameni de pretutindeni. Astă seară am deosebită plăcere, așa cum am menționat, să-l avem alături de noi pe Marian Schianu, profesor de dans latino-afro. Bună seara, Marian, și bine te-am găsit! Bună, bună, Mina! Ce faci? Cum ești? Cine este Marian? Cine este Marian Schianu pentru românii care ne privesc în acest moment și pentru românii de pretutindeni? Păi, hai să luăm pe rând. Ce fac? Bine. Cred că foarte bine, puțin emoționat, dar asta e situația. Cine e Marian Schianu? Cred că un om normal, cu dieturi normale, cu lucruri normale care le fac zi de zi, ceea ce este și firesc. Dar din punct de vedere profesional, autodidact, minuțios în ceea ce fac, în sensul că fac lucrurile ca să iasă și pentru mine și pentru toată lumea cât mai bine. Ambițios pe partea mea de lucru. Ce să zic? Cred că ceea ce face orice om normal care îi place ceea ce face. Cam asta e despre foarte, foarte simplu, scurt și la obiect, Marian, ca și tine de altfel, din câte te cunosc eu. Cum a început povestea dansului în viața ta, Marian? A fost prin 1997, mi-a plăcut de fapt, m-am dus într-un club, încă nu aveam bani, eram tânăr, foarte tânăr. Am fost într-un club, ce eram atunci mai ieftin, să zic, și am intrat într-un club de latino. Nu știam ce se mănâncă, apar n-aveam. Am rămas efectiv fascinat de cum dansează oamenii de acolo. Bineînțeles că pe parcurs fața nu mai e, că asta este viața. În schimb, eu am rămas cu dansurile. Pur și simplu m-a acaparat atât de mult încât am început să prezentez aproape zi de zi clubul respectiv. Primul club de salsa din România. De ce dansul latino? Latino-afro, Marian, și nu alt stil de dans? Păi am început cu latino. Asta a intrat ulterior, a intrat undeva în 2011. Dansul latino, fiindcă sunt printre puținele dansuri care se dansează în doi și nu trebuie un partener fix. Asta este diferența între dansurile social și de societate. În dansurile latino, indiferent unde te duci în lumea asta, deja se dansează și salsa un one și salsa un two, cubana, și atunci nu trebuie neapărat să ai un partener. Te duci, inviți pe cineva și dansezi. Îți creează starea de a dansa oricând, oricine, oriunde. Da, cred că foarte mulți oameni... Că e același lucru. Cred că foarte mulți oameni se țin departe de dans sau preferă să facă alte activități care de multe ori descoperă că nu li se potrivesc, tocmai din acest motiv, pentru că nu au un partener. Care este părerea ta, opinia nu ta? Nu este obligatoriu. Nu... Opinia mea este în felul următor. Din punctul meu de vedere, acum, văzând ca și instructor, înainte nu știu, dansam zi de zi, învățam pe fiecare zi, eram avid de ceea ce se întâmplă. Acum, ca și instructor, eu învăț oamenii efectiv să danseze, nu să-mi exprim eu, să-și învețe pașii, să învețe tehnica, să învețe ceea ce are de făcut el și ea, că sunt două persoane diferite, două secte diferite, ea are ceva de făcut, el are ceva de făcut. Iar în momentul când ajunge într-un club, aplică ceea ce a învățat separat și exersează ceea ce a făcut separat. Deci se poate învăța și singur, iar ulterior să pună în practică când se întâlnește cu cineva. Bineînțeles că sunt trucuri foarte multe pe parcurs ca să dansezi. Trucuri.
nu este greu, ci sunt trupuri, trupuri, trupuri. Am înțeles, Marian. Hai să revenim un pic la persoana lui Marian Schianu și să vedem câte dăruire, implicare a fost pentru Marian din momentul în care i-a plăcut dansul, adică de la dansator până a devenit instructor de dans. Păi, de la dansator, ce să zic? Îl mâncam pe pâine. Cam ăsta este cuvântul. Îl mâncam pe pâine. Eram o mână de 10 oameni, fiindcă practic cu noi s-a început partea de latino în România, cum am spus, în 97, 98, 99, 2000. Eram o mână de oameni care ne întâlneam, ne antrenam, căutam, atunci era dial-up, că dacă găseam o mică figurică sau un mic exemplu de cum ar trebui să fie făcut, eram aviz de informația respectivă, încercam chestii noi, încercam. Deci dedicare din toate punctele de vedere și pasiune, foarte multă pasiune. Plus eram zi de zi în club, deci dansam de dimineață, de seara, de la 10, deschideam clubul cu ei, închideam clubul cu ei. Deci eram la un moment dat, făceam și curățenie, că eram de-ai casă, cum ar veni. Și asta era viața noastră. Efectiv, eram zi de zi în dans, în dans, în dans. De aici a plecat. Iar până am devenit instructor, mi-au trebuit vreo câțiva ani, fiindcă eram frenetic, deci mă interesa dansul. Nu visam eu să fiu instructor. N-am. Care sunt abilitățile, Marian, pe care tu le consideri, da, trecând prin tot acest proces până în momentul în care ai devenit instructor, care consideri tu că sunt abilitățile care o persoană ar trebui să le dețină sau dacă nu le deține să se instruiască în ele, să le obțină, da, ca să ajungă un profesor de dans și un profesor de dans latino-afro, pentru că știu că nu este doar un stil de dans. Mă refer la faptul că vorbim și despre latino și despre afro. Știu că sunt stiluri diferite. Da. În primul rând, ca să devii un instructor, trebuie să fii un dansator. E condiție, din punctul meu de vedere. Tot ceea ce spun din experiențele personale, nu știu despre altcineva. Ce înseamnă? Înseamnă că trebuie să dorești dansului, să înțelegi tehnica, să o aplici cât mai mult, iar ulterior, de aici, ca să ajungi instructor, trebuie în primul rând răbdare cu tine însuți, după care trebuie să arăți și altuia ceea ce ai făcut tu și, din potrivă, scopul tău ca instructor este să te depășească, cam aici trebuie să ajungi, ca cel care i-ai predat și i-ai arătat cunoștințele tale să ajungă să te depășească. Am avut astfel de elevi care m-au depășit în dans, în diverse. Abilități. Răbdare, multă răbdare, persoasiune de să facă, practic, chiar dacă te enervezi, chiar dacă nu ți iese, îți vine să dai cu capul de pres, respiri 5 minute și o iei de la capăt, până vezi că ți iese pasul. Am un principiu, dacă el poate, cum are două mâini, două picioare, eu de ce n-aș putea? E același lucru, deci răbdare, persoasiune, plăcere, în primul rând, să-ți placă stilul de dans, fiindcă altfel degeaba faci, hai să-l fac, ca să-l fac. Nu, trebuie să vină din tine. Ca sunt unii care sunt șoferi foarte buni și le plac șofa și zi și noapte și nu-i scoți din mașină. De ce? Că le place meseria, le place ceea ce fac. Așa sunt și eu cu dansul. Eu cu șofatul nu, dar cu dansul... Marian, vrei să ne menționezi, te rog, câteva stiluri de dans pe care tu le predai? Păi, hai să o luăm pe salsa. Fiecare stil de dans are mai multe ramuri. Din salsa, salsa on one, salsa on two și puțin cubana. Nu total, dar salsa on one și salsa on two lejer. Salsa on one înseamnă salsa LA, fiindcă de acolo a plecat. Salsa on two din New York, fiindcă de acolo a plecat. De asta îi se spune, New York și LA style. Salsa on one, de ce? Fiindcă calci pe accent. Salsa on two, fiindcă calci pe accent, pe pasul 2, pe numărătoarea 2 din accent. Cubana puțin o dansez eu, o și arăt, dar nu sunt atât de bun ca alții, din punctul ăsta de vedere, așa că nu pot să mă hazardez. Bachata, sunt mai multe stiluri care se predau la ora actuală și le predau și eu, e bachata dominicană, bachata tradițională, cea cu figurele ușoare, și bachata mai nouă, care a apărut de vreo câțiva ani încoace, bachata senzual, cea în care efectiv sunt foarte multe wave-uri, valuri, în care și fata și băiatul fac mișcările respective ca să le iasă porțiunea respectivă de dans.
cea-cea, merenghe, ruedea de casino, care în total sunt nu știu câte 60 și ceva de figuri. Mie mi-ajung 30-40, că este artificial ca să ne simțim bine. Da, sunt 60 și ceva de figuri, au simțit bine. Fiecare cu denumirea lui. Deci până ajung să le, mențin, să le țin minte pe toate, trebuie un catalog. Așa, diverse coreografii sincroane, ca zic așa, dat sub de grup. Salsa bachata, kizomba. Kizomba, semba, practic semba și kizomba, ca asta este ordinea și tarasha. Cam asta le predau, deci asta sunt stilurile. Latino înseamnă salsa bachata, merengue, cea-cea și ruedea de casino. Partea de afro înseamnă kizomba, semba, tarashinia. Astea sunt ceea ce predau și ceea ce dansez. Marian, care consideri tu din ceea ce până acum ai văzut la studenții tăi sau la cei care îți trec pragul, că este cel mai ușor pentru ei? Care dintre aceste stiluri pe care tocmai l-ai menționat? Să fiu cinstit, cel mai ușor pentru toată lumea este bachata. Dar ce recomand eu este salsa, de ce? Fiindcă bachata este sora manica asta. Marea parte de figuri se preiau din salsa în bachata. Unu. Doi, la mână tot ceea ce înveți. Stabilitate, centru de echilibru, piruete, styling, zvâc, energie, este din salsa. Bachata este mai ușoară, de asta lumea o adoptă mai repede, dar ca și dansator, ca și energie care se degajă, este salsa, acolo. De acolo pleacă energia și îți vine să dai din ceva. Nu știu, sunt foarte multe melodii latino care te ridică de jos, nu știe nimic și dai dintr-un număr, dai din ceva, găsești ceva, un deget mic. Care este fraza, Marian, cea mai repetată de către oamenii care încearcă să învețe dansul? Asta e funny. Eu nu pot, una. Eu nu știu să dansez, mai multe fraze, nu este una de asta, cea mai repetată sunt repetate uzual. Eu nu o să pot, eu nu știu să dansez, eu am două picioare stângi. Astea sunt frazele care sunt uzuale. Nu există două picioare stângi, atâta timp cât poți să pui stângul după dreptul, mi se pare normal să poți dansa. Nu există eu nu pot, există doar eu nu vreau, sau eu nu am încercat, sau scuze, așa. Eu nu știu să dansez, de asta fac un curs de dans ca să înveți să dansez. Cam asta este urna. Și e destul de greu să răzbești peste aceste concepte, fiindcă se vine deja cu ele preconcepute, ceea ce nu este ok. Încearcă indiferent și vezi. Dar da, după aia poți să spui, eu am, eu nu pot, eu nu trec. Dar întâi încearcă, vezi despre ce este vorba. Dă o lună de zile, nu cearcă o dată, gata, ai venit, ai făcut 5 minute și ai plecat. Aia de la, eu știu, care au făcut karate, cât ai făcut? 2 ani și cât ai dat? Am dat o singură dată în box, în sacul de box. De ce? De atunci am călcat, trebuie să am plătit abonamentul. Nu, trebuie să chiar să faci. Dacă cineva, Marian, se hotărăște, da, cu curaj așa și încetişor, pentru că știu cum este, așa cum am hotărât și eu la un moment dat, da, se hotărăște să... încerce să intre pe această linie, în această artă a dansului, da? Cam care ar fi pașii de urmat, Marian, și cam cât timp, da, ar trebui omul să știe, să-și dea timp, da? Până când, zic eu, începe să danseze sau, sau învață să meargă? Păi, ce pot să spun? În primele două luni de zile poți să înveți centri de greutate, să înveți echilibru, practic te înveți pe tine. Ai senzația că în momentul când ai fost într-un club și te-au privit alții, că dansezi foarte bine, da, nu zic nu, dansezi foarte bine, dar ești singur sau singură. Pe când, în momentul când dansezi în partener în doi, trebuie să se respecte niște reguli, fiindcă altfel te calci pe picioare. Doamne ferește, lovești partenerul, partenera, că e și el și ea, există acolo doi. Ideea este în felul următor. În fiecare zi înțelegi ceva nou. După două luni de zile îți dai seama cum stai. O, două luni de zile, ce înseamnă două luni de zile? 8 și 8 ore pe lună. Nu înseamnă mult. Hai să zic așa, după 16 ore, în care ai făcut 16 ore, ai să vezi rezultatele
cum erai când ai început și cum ești după 16 ore. Ai să vezi că după 4 luni de zile, asta înseamnă 8 ori 4, 32 de ore, ai să vezi că ai alte rezultate. De ce zic pe ore? Fiindcă se fac niște ore săptămânal. Dacă tu exersezi zi de zi și faci în fiecare zi câte oră, crești mai repede. E normal, este firesc, numai că la un moment dat trebuie să dai și corpului și capului timp să respire. De ce? Fiindcă tot ce înseamnă dans, înseamnă practic limbaj, limbajul corpului. El învață să danseze, nu înveți tu neapărat. Corpul învață mișcarea respectivă, iar ulterior aplică ceea ce ai tu spus să facă și începi să asculți muzica. În cât timp înveți să dansezi, orice lucru bun este după 9 luni. Cam atunci, 8-9 luni de zile, fata își lasă partenerul să conducă, băiatul învață să arate fetei în ce direcție se învață să deseneze cu ea dansul pe care s-o scoată în evidență. Cam mai se rezumă din punctul meu de vedere. Marian, de ce consideri tu că pentru unii este mai ușor și pentru alții mai greu? Are de-a face cu avem ureche muzicală? Are de-a face cu cânt la un instrument? Are de-a face cu muzicalitatea, cu ritmul, cum înțelegem noi? Sau cu ce are de-a face până la urmă? Are de-a face și cu muzicalitatea. Unii învață mai repede, unii învață mai încet. Unii nu se pot coordona, dar asta nu este... Atenție! Tot ceea ce spun, ce se întâmplă? Ești la o linie de start, da? Toți pot să alerge și au învățat să alerge. Numai că unul ajunge mai târziu, unul ajunge mai repede. Depinde de ce antrenament au avut în spate, depinde de unde cu care s-a născut unii, dar rezultatul final este că toți ajung acolo unde trebuie să ajungă. Acum depinde de fiecare ce... Cum îi spune? Ce... Ambiția, hai să zic, poate să aibă. De exemplu, am avut elevi care n-au avut ureche muzicală, n-aveau nicio treabă cu ritmul, au învățat mecanic ceea ce au învățat, a fost foarte ok, au învățat semnalele, au înțeles exact cum înseamnă coordonarea și ne-a spus un mic truc. Iată după fată. Și după aceea puțin aceeași cadență. Cadența poate să-și o țină și atunci este mai simplu. Și luându-se după fată, acei băieți dansează și în ziua de astăzi, fără niciun fel de problemă. Fără ureche muzicală, la asta m-a referit. Cu coordonarea și aici se poate, dar aici trebuie puțină muncă cu tine însă și ca să... Ce se întâmplă? Învățăm să mergem, dar învățăm să mergem până la 2 ani, fiindcă asta am făcut zi de zi, dar bușile și învățăm să facem disocierile respective. În momentul în care trebuie să le pui să ai grijă de tine, să ai grijă de partener, să ai grijă de mediul înconjurător, să ai grijă de spațiu în care dansezi, deja atunci nu că se complică lucrurile, trebuie într-adevăr să-ți coordonezi corpul și cu aia ai de muncit. Practic, din punctul meu de vedere, indiferent că ți este mai ușor, că ai făcut, cum îi spune, o școală de muzică, mă rog, chiar dacă ai făcut un sport, te ajută, dar în același timp și cei care n-au făcut nimic tot pot să învețe și o să învețe. De ce? Fiindcă dacă li se explică logic, matematic, din toate punctele și toate unghiurile, este imposibil ca cineva să nu învețe să danseze. Cum am spus mai devreme, doar dacă nu vrea și își găsește o scuză. Aia e cu totul altceva, n-am să fac acolo. Cu ce putem corela dansul, Marian? În ce sens? Pur și simplu, când ne gândim la dans noi oamenii sau oamenii în general, da? Am înțeles, cu ce, am înțeles. Cu ce înțeles, pot ei corela dansul? Știi, noi și creierul nostru, mintea noastră funcționează, da, în asociere. Păi, cum putem corela dansul? Cu ce putem corela dansul? Păi, în primul rând, cu frenezie, bucurie, dacă te apucă și îți vine, așa te ridică. Exaltare, eu spun ceea ce simt eu, nu știu ce simt alții. Eu pur și simplu vorbesc strict în numele meu. În momentul când mă apuc să dansez, ceva iese înăuntru meu și hai să mă simt bine. Cam asta este de acum. E o emoție pe care nu pot să o pun neapărat. Pur și simplu mă ridic, îmi dă o energie și de nu se poate. E indiferent cu cine dansez, indiferent de tiparul de dans, bine, fiecare stil de dans în parte este separat, dar fiecare stil de dans și fiecare depinde de melodie, fiecare melodie îmi dă o anumită bucurie, îmi dă un anumit sentiment de nostalgie, de bucurie, de energie, de diverse. Cu această descriere, Mariana, ai răspuns oarecum și la următoarea mea întrebare, care era, ce este dansul? Mai ai ceva de adăugat? Pentru că doar așa un exemplu. Este, în primul rând,
Ok, dansul este o memorie poate musculară, fi o mișcare, mai mult de exemplu. Poate fi un sport considerat, poate fi... Imediat, imediat. Este așa. În primul rând și în primul rând este memorie musculară. Tu degeaba îi dai de aici comanda corpului dacă el nu a făcut un antrenament. Deci este memorie musculară. Este sport. Trebuie să-l practici de câteva ori, nu zilnic. Adică nu fiecare zi câte 7 ore, nu faci un antrenament de performanță în care te duci la mondiale. Dar în același timp, barem un 10 minute, un sfert de oră ca și corpul să învețe mecanismul respectiv. Memorie musculară, sport, autodepășire, deci o autodisciplină, în sensul în care faci anumite mișcări, ai să vezi că fără să vrei, se îndreaptă corpul, se îndreaptă, deci se schimbă atitudinea, se schimbă mersul, socializezi. Mă rog, sunt multe, multe, sunt semne beneficiale dansului și ce înseamnă el în sine. Dansul înseamnă bucuria de a asculta muzica și a dansa pe ea. Sunt multe. Deja, văd că tu deja răspunzi, da, cu o întrebare, ești cu o întrebare înaintea mea și mă bucur pentru acest fapt, pentru că următoarea mea întrebare, da, era care sunt beneficiile pe care corpul nostru fizic le resimte? Păi, hai să o luăm așa. Vii de la servici, ajungi acasă, să zic că n-ai nicio pasiune, da? Te pui în față televizor, mănânci ceva, te culci sau ce ai tu de făcut acasă. Sau varianta cealaltă. Vii de la servici, te duci la un curs de dans, de 2 ori pe săptămână, de 3, depinde de fiecare, în parte câte își programează. Face ora respectivă și ajunge aici, orice zi am avut ce probleme, mă rog, fiecare cu ce are și când a plecat de aici, toată lumea pleacă zâmbitoare, veselă, cu anumită energie și face, băi, după ce plec de aici 2 ore nu pot să închid ochii, fiindcă am energie întinsă la maxim. Și ce să fac cu ea? Înseamnă că te simți bine. Asta este una dintre beneficii. În primul rând te scoate din starea de zi cu zi. Nu mai ești în aceeași rutină. Exact. Se schimbă atitudinea. Azi, nu știu dacă cei care s-au uitat pe diverse, pe YouTube, la televizor, toți dansatorii, dar tot au puțin nasul pe sus, să zic așa. Nu, este postura care se capătă în timp ce exersezi, fiindcă altfel nu poți să-ți menții echilibru, nu poți să faci piruete, deci se schimbă tot. Statura, nu mai stai cocoșat. Sunt multe care se schimbă. Mersul se schimbă. Ca și altfel, ca și mai lin. Sunt multe, tot așa cum am spus și mai devreme, sunt multe beneficii și din punctul ăsta de vedere. În primul rând, emoțional, psihic, aspect, totul. Se schimbă totul. Cum putem exprima emoțiile noastre, Marian, prin dans? Asta e o întrebare bună. În primul rând, se exprimă oamenii, își dau chiar voie. Chiar dacă e supărat și ascult. Își dau voie să se exprime. Da, îi vezi. Da. Ce se întâmplă? Sunt multe, cum să zic eu, proverbe, citate pe tema asta. Este un, mă rog, în primul rând, chiar dacă vii supărat, îți va trece. Vrei, nu vrei. De ce? Fiindcă muzica te predispune. Îți schimbă starea de spirit. E mai dificilă întrebarea, fiindcă mi este foarte greu să explic ceea ce simt eu. Da, mă schimbă cu totul și pot, nu că nu neapărat mă schimbă, pot să exprim. De exemplu, dacă mă duc într-un club și vreau să arăt și altceva, eu ce nu neapărat să arăt. Să mă simt bine cu persoana din fața mea care dansez, vreau să scot cât mai mult în evidență și atunci eu o să-mi schimb starea. Mi se schimbă starea odată cu persoana din fața mea. De ce? Fiindcă nu o cunosc și în momentul în care începe să facem un dans, două, mi se schimbă și amândoi începe să zâmbim, amândoi începe să comunicăm prin limbajul dansului. Asta e răspunsul. Nu știam cum să-l scot pe gură. Da, înțeleg, Marian, înțeleg. Știu că este foarte greu să transmiți ceea ce simți în momentul în care dansezi. Este foarte greu de exprimat în cuvinte. Este mult mai ușor să-l resimți la nivel emoțional, la nivel psihic, la nivel chiar și corporal până la urmă,
totul se poate resimți fără cuvinte atunci când se dansează, de fapt. Și cred că acesta este un sentiment pe care oamenii îl caută și în momentul în care devin conștienți de acest sentiment, nu se vor lăsa, nu se vor da bătuți foarte ușor, pentru că știu că nu este nu se întâmplă rapid și de obicei noi oamenii nu avem răbdare. Asta, am avut acum cred că câțiva ani și face, dar eu cum pot să învăț și mai repede și fac eu, poate că n-o fi un chip direct făcut ca să poți deja să te miști, adică să nu stai să muncești deloc. Nu există plăcere fără muncă. Poți să asculți muzica fără să dansezi, dar să dansezi fără muzică și fără să te antrenezi, nu prea ai cum. De ce, da, de ce evită oamenii, Marian? De ce evită oamenii să danseze? Adică să îmbrățișeze până la urmă dansul? În primul rând, le este frică de necunoscut. Foarte multă lume le este frică. Am vrut să fac dans acum 5 ani. Văzut atunci, vreau să vin, dar nu știam dacă să vin și au venit. Frica de penibil, să nu cadă în penibil, mi se pare că sunt penibil dacă dansează, vorbesc serios, deci am avut persoane care au avut această gândire și atunci le-am arătat că de fapt sunt zeci de milioane care dansează și n-au nicio treabă, e normal, este firesc, așa trebuie să fie, adică te exprimi, dansul este un mod de exprimare prin mișcare. Deci, cât de mult, Marian, cât de mult ajută? Comoditatea. Știi că sunt care sunt comodi, ar vrea, dar nu trec pragul. Adică mă scriu de mâine, vin la cursul, fiindcă l-a luat exploatare, a văzut atunci, sau mă rog, se duc într-un club, încearcă, vreau și eu ca ei, dar după trebuie să mă ridic, să mă duc. Dar este un sport și este ce poate să fie un sport mai frumos decât cu muzică. Adică să faci și mișcare și în același timp să ascult și muzică. Da, sunt diverse persoane. Scuză-mă, iartă-mă. Nicio problemă. Cât de mult ajută persoanele timide, Marian? Pentru că noi, fără să ne dăm seama, oarecum, mai majoritatea dintre noi suntem timizi. Emotivi. Foarte mult. Avem trac. Știu că nu este ușor să treci acel prag despre care tu tocmai ai menționat. Cât de mult ajută dansul persoanele timide, emotive? Foarte mult. Crede-mă că deși unii au, hai să zic așa, sunt oameni cum sunt unii care cântă cu talent de sus, sunt și unii care dansează cu talent de sus. Dar sunt unii care cu talent de sus, deci care prind instant și le este ușor să facă orice, sunt atât de emoționați încât le este frică, sunt timid, au trac. Stai că am rămas blocat. Nicio problemă, Marian, nicio problemă. Toți mai avem momente când... Asta pentru că tocmai vorbeam despre trac, da? Și ca să înțelegem că până la urmă și domnii instructori au trac, da? Este oricum mai mult decât suficient, a fost mai mult decât suficient, zic eu, răspunsul tău, Marian. Până la urmă, o mică paranteză. Am avut persoane care aveau trac de aparatul de fotografiat. Până la sfârșitul cursurilor, de 2 ani și ceva, au ajuns instructoare, a ajuns tipa respectivă și a ajuns instructoare. Deci de la nu fi fotografiată și plângea într-un colț, chiar nu vrea să facă poză cu grupul, a ajuns să predea. Adică o diferență de enormă. Oameni care erau într-un colț și nu îndrăzneau să treacă mai departe, preiau inițiativa sau au preluat inițiativa și fac diverse pași și ajută și pe alții să facă mișcarea. Deci fără să vrei, te autodepășești pe tine însuți. Depășești tracul cu dansul. De ce? Da. Eu consider, Marian, că acest lucru de fapt, da, se numește sănătate, adică devenim mai sănătoși. Nici măcar nu ne dăm seama, da? În momentul în care... În primul rând aici. Da, bineînțeles, mental, psihic, emoțional, pentru că în momentul în care noi începem să dansăm, sau cum ai dat tu,
cum ai menționat mai devreme, cazul respectiv cu domnișoara care nu vroia nici măcar să fie fotografiată, după care a ajuns instructor de dans, eu de multe ori mă întreb, oare ce s-a întâmplat, ce transformări s-au produs pentru persoana respectivă ca să ajungă de la cineva care nu putea nici măcar să fie fotografiată până a preda altor oameni, pentru că știu că și acela este un prag, da? Sunt mai multe praguri. E mare pragul. E mare pragul. E mare. Ce transformări? Ea poate să spună personal, eu știu doar că a fost zi de zi, mă rog, când a fost oră de curs, a fost lângă mine, ușor, ușor am împins-o în pată, ușor, ușor am ajutat-o, fiindcă ce se întâmplă? În afară de instructor mai sunt și colegi. Fără să vrei, vorbești cu ei, încheiești prietenii, la un moment dat ajuți unii pe alții și ușor, ușor te dezvolți personal. Practic asta faci, te dezvolți. Și în momentul ăla se transformă totul în tine. N-aș putea să spun ce transformare a avut ea, doar atâta știu că de la nu se lăsa fotografiată până la ajunge să preda, mi se pare o diferență în aia uriașă și ce să zic, bravo ei și mă bucur că a fost, au fost câțiva ani în urmă. Da, și acum, mă rog, așa, cu pandemia mai predă, dar preda. Așa este, Marian, și eu consider că asta ține și de abilitatea instructorului, Marian. Ține și, bineînțeles, și de susținerea colegilor și munca sau mai toată munca până la urmă ea o face și ea o resimte pe propria ei piele. Deci sunt mai multe elemente care ajută și funcționează să putem trece și depăși cu bine aceste praguri. Este dansul o evadare din rutina noastră de zi cu zi, Marian? Da. Deci chiar dacă să zic nu am de predat sau nu merg în club sau așa, mă apuc și dansez. Pur și simplu. De ce? Fiindcă în primul rând mă deconectează. Pe alea 3-4 melodii care le fac cu partenera mă deconectează, mă scoate de pe circuit. În primul rând, nu vorbim de ce este acum afară. Hai să nu intrăm în detaliile care nu sunt de acord cu nicio formă, dar asta e partea a doua. E fiecare cu ce se întâmplă. Dar dacă nu faci ceva pentru tine și nu ieși din stare, ajungi în altă direcție, ceea ce nu este ok. Mai bine dansezi și o iau razna prin dans decât altfel, din punctul meu de vedere. Acum fiecare își găsește portița de ieșire. Eu am găsit-o prin dans. Am avut un dans și am amplificat și mai mult bucățica asta. Deci am predat după ce s-a închis tot, a fost lockdown, am predat online, interactiv. Mi-am găsit o formă de a ieși din stare fără să se întâmple absolut nimic cu mine, cu psihicul meu, cu tot ceea ce ține din conjurător. Iar celor care le-am predat, cinstit vorbesc, mi-au zis, băi, bine că ai făcut asta, că nu știam ce să facem în casă de nebuni. Scuze. Pentru că ne apropiem rapid, da, de finalul emisiunii, dar nu atât de repede în același timp, da? Aș dori, dacă este posibil din partea ta, să ne arăți un pas de începător, de salsa și de bachata, dacă avem un pic de timp. Da. Două simplu, secunde, simplu puțin, pentru cineva, Marian, puțin, care... Ca să se vadă. Da, pentru cineva care abia acum, dată, Marian, pentru cineva care abia acum, da? Intră pe această, pe această cale, privește către dans. Ok, bun. Două secunde, te rog, da? Salsa. Prima dată și prima dată, din punctul meu de vedere, trebuie să înțelegem logica și de ce facem ceea ce facem. Hai să vedem salsa. Avem un fel următor. Gândiți-vă în felul următor. Ea este partenerul meu. Nu contează, este unisex. Ca să ne fie foarte ușor să facem primii pași de salsa, avem un pas în față, avem doiul revenind punctul de reper și pun la loc, un pas în spate, avem șasele punctul de reper și revin la loc. Mă exprim cât pot de rapid, fiindcă am înțeles că am timpul limitat și am așa. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Deci tot scopul nostru este să revin în același loc după ce facem o plimbare în față sau o plimbare în spate. Partenerul nostru face exact același lucru. 1, 2, 3,
5, 6, 7. Deci partenerul în oglindă înseamnă că ea pleacă cu piciorul drept, noi plecăm băieții cu piciorul stâng. Încă o dată, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok, m-ați auzit că numărul 1, 2, 3, 5, 6, 7, fiindcă practic punctul 4 și punctul 8 sunt pauze în muzică, fiindcă trebuie să ai timp să te odihnești. Și atunci ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și gândiți-vă că partenerul face exact aceeași mișcare în oglindă. Ok, următorul, cel asta este de salsa, cel de bachata este și mai simplu. Avem 3 pași la stânga și punctare, 4, 3 pași la dreapta și punctare. Și avem un fel următor. Plec la stânga și am 1, 2, 3, punctez, pas lângă, pas punctez, pas lângă, pas punctez. Haideți să mă întorc și invers să fie mai ușor. 5, 6, 7 și 1, 2, 3, punctez, 5, 6, 7, 1, 2, 3, punctez, 5, 6, 7, punctez. Întrebarea mea, Mina, pe muzică, un puțin muzică. Da, ok, că am întrebat că nu știam ce să fac. Haideți să iau puțin ca deja timpii. Ok, să dăm. Se aude ca? Da. Se aude muzica? Da, Marian, da, te rog. Ok. Da, ok. Da, și 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 3. 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, ok. Bineînțeles că sunt mult mai ampli, am arătat doar pasul de bază, că nu avem timp să ne încadrăm în emisiune, poate altă dată, poate ocazie. Cu siguranță, haideți să vedem bachia ta. Cu siguranță, Marian, vom reveni asupra... N-am înțeles. Am zis, cu siguranță vom reveni asupra acestui subiect într-o altă emisiune, unde poate chiar predăm, da? Predăm așa un pic mai mult. Așa, că am arătat pasul și mi s-a... Ok, gata, eram în altă parte. Așa, gata, s-a rezolvat. Da, este foarte bine, arată foarte simplu, Marian, și foarte complicat în același timp. Arată foarte simplu și foarte complicat în același timp. Nu e complicat, e ușor. Dar este foarte ușor, e doar de tehnică. Eu sunt convinsă că totul până la urmă ține de obișnuință, ține de o rutină care trebuie să ne gândim că aduce un mare aport la sănătatea noastră și mai cu seamă acum că trăim totuși niște momente în care nu ne putem exprima atât de, liber, da? Dar prin dansul se poate face oriunde. Poți să ne spui, te rog, da, unde oamenii te pot găsi, unde se pot conecta cu tine? Păi eu am un site, se numește Passos.dance, www.passos.dance. Am și cursuri și online pe cameră, dar în același timp și cu cei din sală. Cât sunt puțin, fiindcă e vorba de restricții, de, ceea ce condiții sunt igienice și atunci nu mai este ca înainte, dar fac și cu cei din sală și cu cei online. Toate datele sunt pe site, pe passos.dance. Colaborarea între mine și cei care sunt online este pe WhatsApp. De ce? Fiindcă acolo se dau grupurile și tot ceea ce ține este pe WhatsApp. Dar totul este pe site, pe passos.dance. Mulțumesc frumos, Marian. O ultimă întrebare, care este de obicei întrebarea surpriză, pe care o am pentru orice invitat. Da? Care a fost aportul dansului, Marian,
în viața ta personală. Nu ca dansator, nu ca instructor, da? Adică aport, ce aport a avut dansul în viața ta personală? Nu se spune. Ce să zic, am avut din 97, sunt 23 de ani de dans, am fost într-un mediu foarte amplu, cu festivaluri, cu dansatori, dansatoare. Am avut o viață de om în dans. Care a fost aportul? Încă dansez. Încă nu știu când mi-au trecut 23 de ani în dans, din 97 până acum. Încă, dacă dă Dumnezeu și mai ține încă 20 de ani ceea ce fac acum, nu știu când o să treacă. Deci m-am trezit pe buletin acum, bro, acum anul trecut, că am primit 45, m-am uitat pe buletin și am zis, eu nu sunt eu. Am trecut în august, am zis că nu sunt eu, nu-i adevărat. Și nu-mi vine să cred nici acum că au trecut atâția ani. Raportul, nu m-am plictisit. Deci a fost o viață fără plictis. Nu am avut timp morți în viața mea. Într-adevăr, cu bune și cu rele, cu ceea ce ține de fiecare persoană în parte, cu ale vieții valuri, ca să zic așa. Dar din punct de vedere personal, nu am avut timp să zic, băi, m-am plictisit în viața asta, ce naiba am făcut eu. A avut mare, am învățat pe alții, am învățat eu, o viață întreagă. Îți mulțumesc pentru sinceritate, Marian. Îți mulțumesc tare mult pentru sinceritate și pentru fiecare pas pe care tu ni l-ai arătat în această seară. Sunt convinsă că oamenii vor încerca să se conecteze, că este prin dans, că este prin altă modalitate, până la urmă chiar nu are nicio importanță decât pentru ei înșiși. Și cu siguranță ne vom reauzi și ne vom revedea într-o altă emisiune, Sănătate Nouă. Și eu. Mulțumesc frumos, în numele meu, numele echipei FRP TV și numele celor care ne-au privit. Îți urăm ani sănătoși și cât mai mulți. La fel, să rămână. La revedere, Marian. În esență, dansul a fost și este o sumă de gesturi naturale care vin din sinele nostru, un mijloc de exprimare pe care îl folosim în mod sincer și grațios a diferitelor stări ale sufletului. Tristețe, bucurie, fericire, venerare, supunere, speranță. De aceea se spune că atunci când iubitorul și iubitul se întâlnesc într-un gest de grație, formând un singur corp, începe dansul. Vă mulțumesc tuturor! Rămâi sănătos! FRP TV, televiziunea românilor de pretutindeni.